Binecuvântat să fie Domnul. Aș vrea să citesc din binecunoscutul pasaj din 1 Corinteni, capitolul 11, câteva versete, începând cu versetul 23. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și de sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Amin. O să revin la un cuvânt pe care l-am mai pomenit în mesajele pe care le-am avut mai înainte. Cuvântul acesta vrednic sau cuvântul acesta vrednicie. De ce am ales să mă opresc la acest cuvânt? Pentru că Pavel îl folosește în pasajul acesta în care vorbește despre masa Domnului într-un mod, aș zice eu, pivotant. Adică dacă treci peste cuvântul acesta, fără să greșesc, aș zice că ratez momentul, da? Ratez această întâlnire. Și m-am gândit, ce înseamnă totuși să fii vrednic? Sau, dacă ar fi să vă întreb, câți dintre dumneavoastră sunteți vrednici să întindeți mâna, să luați din pâine și să luați din rodul viței? Câți dintre dumneavoastră sunteți vrednici? Sau sunt eu vrednic să iau parte la această lucrare? Și mulți, pentru că suntem genul acesta, știți, când ne întreabă oamenii pe stradă, cum ești, încerc să mă pocăiesc, cum ești, îmi dau tot aportul ca să stau în voia lui Dumnezeu, nu reușesc tot timpul și folosim celebrul pasaj că rău se ține lipit de mine, încerc să fac binele. Și tot așa, avem repertoriul nostru în care posaci și amărâți ne prezentăm insuccesul din punctul acesta de vedere, al spiritualității noastre, a creștinismului nostru. Dar până la urmă, Apostolul Pavel punctează în locul acesta că atunci când te prezinți la această lucrare, pentru că această lucrare să fie validată de Dumnezeu, trebuie să o iei în chip vrednic și nu în chip nevrednic. Dacă ar fi să vorbim în speță despre această vrednicie a noastră, cred că ar trebui să o așezăm, aș zice eu, în primul rând. Dar în primul rând, fără să facem un fel de locul 1, locul 2, da? În primul rând, aș zice eu totuși că ar trebui să ne oprim sau să poposim asupra relației noastre cu Dumnezeu. Da? Ca să fii vrednic, da? Să participi la această lucrare, trebuie să fii un om sau un credincios angajat într-o relație vie cu Dumnezeu. Dacă ar fi să întreb iarăși, pentru că poate e o zi în care o să întreb de mai multe ori, da? Lucrurile acestea, care este relația ta cu Dumnezeu? Cum ești tu în relație cu Dumnezeu? Cum sunt eu în relația mea cu Dumnezeu? Au fost niște momente zilele acestea în care mi-a fost greu să mă rog. Dar nu mi-a fost greu să mă rog pentru că mă plictisea rugăciunea. Nu mi-a fost greu să mă rog pentru că aveam nu știu ce mod, n-am avut timp poate, da? N-a fost, nu din cauza aceasta. A fost greu să mă rog pentru că am venit înaintea lui Dumnezeu după un moment de tăcere, poate, în care nu m-am rugat lui Dumnezeu. Și când a apărut o problemă în viața mea, o trebuie să vin și să-i spun: Doamne, am o problemă, te rog, fă ceva, intervino, acum e momentul. Și mi-a fost rușine pentru că până la momentul acesta al nevoiei mele pe care vroiam să o exprim înaintea lui Dumnezeu, unde am fost? Da? Îmi puneam întrebarea aceasta, unde am fost? Pentru că eu cred din toată inima că creștinul trebuie să fie angajat într-o relație cu Dumnezeul său, nu doar în momentele acestea.
dacă vreți, starea bisericii, starea noastră, venitul nostru la masa Domnului ține foarte mult de felul în care m-am comportat toată săptămâna, cum am trăit toată săptămâna, în relația mea cu Dumnezeu. Cât de des vorbesc cu Dumnezeu și iar revin asupra unui punct foarte important și subliniez pentru că e important pentru fiecare dintre noi, cât de personală este relația mea cu Dumnezeu. Cât de intimă este relația mea cu Dumnezeu. Câteodată vin înaintea lui Dumnezeu și mă cuprind un sentiment de rușine. Pentru că câteodată îmi dau seama că mă trezesc a fi străin de Dumnezeu. Da? În sensul că relația mea nu este suficient de personală. Sau probabil că vin înaintea lui Dumnezeu doar atunci când am nevoi mari, da, în viață. N-ar trebui să fie totuși așa. Ar trebui ca relația noastră să fie una vie. Și dacă vrei să fii vrednic, pentru că punem accentul și în felul acesta, ar trebui ca în relația noastră cu Dumnezeu, sau relația noastră cu Dumnezeu, trebuie să fie una personală, vie, intimă. Domnul să ne ajute la aceasta. Subliniez aspectul acesta pentru că aș vrea să plecăm în săptămâna aceasta doritori să cultivăm relația noastră cu Dumnezeu. Și dacă ar fi să cultivăm relația noastră cu Dumnezeu, pentru că are de-a face și cu aspectul acesta și poate intru în felul acesta în punctul 2 al mesajului, va trebui să, așa cum întind mâna să iau din trupul și din sângele Domnului, da? Pentru că se vorbește în termenii aceștia, ce ar însemna lucrul acesta din punct de vedere spiritual în viața mea? Cum mă nutresc eu? Cum mă alimentez eu? Este foarte important. Aceasta, de fapt, dă calitate relației mele. Aceasta, de fapt, dă această vrednicie, această primire, această autentificare a ceea ce fac eu. Felul în care mă nutresc. Știți, există vorba aceea românească în care spunem cu cine te iei, ca să spun cine ești. Spunem care ți este anturajul, da? Sau spunem ce mănânci, ca să-ți spun cam ce șanse ai ca să cultivi un trup sănătos până la urmă. Din punct de vedere spiritual funcționează exact la fel. Să știți că în sport, fac aici o mică paranteză, nu mersul la sală, nu alergatul, nu antrenamentul dă succes unui sportiv. Asta nu-i primul punct, să știți. Poate o să-mi ziceți, păi da, dar asta ni se prezintă tot timpul. Când mă uit la, pe ecrane, da, văd sportivi care curge transpirație de pe ei și se implică și își dau tot aportul și par niște atleți care au dobândit starea lor în urma antrenamentelor. Să știți că un punct mic, da, e ca un iceberg, da, e ceea ce se vede. Ceea ce este înăuntru, în apă, este mult mai mare și aia e alimentația. E alimentația. Dacă vreau să fiu un creștin, sănătos din punct de vedere spiritual, trebuie să am o relație nu doar cu Dumnezeu, în mod personal, ci să am o relație și cu cuvântul. Spune la un moment dat apostolul Ioan, atunci când scrie Evanghelia sa, că la început a fost cuvântul și cuvântul era Dumnezeu. Cuvântul acesta s-a făcut trup și la un moment dat spune Domnul Iisus Hristos, cine nu mănâncă pe mine, nu are viață. Adică cine nu consumă mesajul meu, cine nu se hrănește cu mesajul meu, nu are nicio șansă din punct de vedere spiritual. Și câteodată mă uit la starea mea și mă uit la starea fraților mei și îmi dau seama câteodată că abia ne târâim adidașii spirituali tocmai din cauza aceasta. Că nu ne hrănim din acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și cum ne putem hrăni din acest cuvânt al lui Dumnezeu? Cum am putea să ne hrănim din acest cuvânt al lui Dumnezeu? Și știți de ce spun lucrul acesta? Pentru că e un aspect care n-aș vrea să aducă frustrare în viața dumneavoastră, ci să aducă un soi de pozitivitate. Există mereu frustrarea aceasta. Măi, iar a trecut ziua și n-am citit din cuvântul Domnului. Iar a trecut săptămâna și n-am citit din cuvântul lui Dumnezeu. Iar a trecut luna și nu m-am ținut de promisiunea pe care am făcut-o la începutul anului, că voi citi Biblia. Iar a trecut și trec ani peste noi și trăim cu frustrarea aceasta că nu ne-am hrănit din cuvântul lui Dumnezeu. Putem să ne hrănim din cuvântul lui Dumnezeu, putem să facem lucrul acesta, dacă o facem pe porțiuni mici, n-ar trebui să ne avântăm deodată în nu știu ce proiecte mărețe, da? Gigantice. Dom'le, de acum mă bag și fac și dreg.
ia un pasaj. Se spune așa, fratele Ioan, la oameni, ia un pasaj cu tine la lucru. Ia cu tine la lucru acest pasaj. Ascultă, tot stai și ai acces la internet și eu sunt sigur că ai acces la internet prin dispozitiv, da? Mai mare sau mai mic, ai acces la internet. Ascultă niște cuvinte sănătoase. Caută niște oameni care îi vezi că spiritual. Nu căuta pe cei care caută popularitate și au tot felul de, nu știu, de povestiri din acestea cu tâlc, dar care nu reflectă nimic din viața lor. Ceva care să, ca în urma cultivării cuvântului și a relațiilor lor cu Dumnezeu, să se vadă o schimbare și o transformare. Spunea și dădea un exemplu minunat, chiar l-am ascultat și eu pe fratele Paul Negruț, cu această experiență. A prezentat ceva ce a funcționat, ce a avut succes. Discutam zilele acestea cu cineva despre alimentație. Acum, dacă vă dau prea multe detalii, o să vă dați seama despre cine e vorba. Mă zic, dacă programul tău alimentar, da, stilul tău de viață nu te duce într-o direcție pozitivă, înseamnă că e ceva neregulă. De ce mi-am explici? De ce mă vii cu teorii, cu studii științifice și mai știu eu ce? Da? De ce mă vii în biserică cu teologii și cu tot felul de studii în acestea profunde, poate, pe care le-ai făcut din cuvântul lui Dumnezeu? Dacă acel cuvânt nu aduce schimbare. Degeaba vin înaintea dumneavoastră și vă prezint un mesaj fără să vă dau și câteva soluții pe care să le încercați, pe care să le probați până la urmă. Da? Nu fac nimic altceva decât să vă umplu capul cu informații. Și n-am făcut nimic. Mi-am ratat scopul pentru care m-am ridicat în picioare să vă slujesc din cuvântul lui Dumnezeu. Doresc tare mult ca această evanghelie sau dorința noastră de a sluji până la urmă să fie direcționată înspre oameni și să aduc această schimbare. Și pot să mă cultiv din cuvântul lui Dumnezeu, ascultând acest cuvânt al lui Dumnezeu, poate prin oamenii lui Dumnezeu, care, iată, astăzi ne sunt la dispoziție și prin intermediul internetului. Și lăudați să fie Domnul pentru acest lucru. Și dacă avem posibilitatea și dacă avem timp, haideți să tragem de noi, dar nu în modul acela în care să cădem într-o deznădejde și să punem mâna pe cuvântul lui Dumnezeu. Cultivând relația noastră cu Dumnezeu, cultivând relația noastră cu acest cuvânt pe care Dumnezeu ne l-a lăsat, vom căpăta un soi de vrednicie, da? Vom ajunge în prezența lui Dumnezeu într-un alt fel de mod, în care poate vom avea un fel de dezlegare interioară. Vreau să mai spun ceva, tot legat de aceste aspecte. La un moment dat, Apostolul Pavel scoate în evidență un lucru foarte important. În Romani, în capitolul 8, o să citesc câteva versete. Versetul 14. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim proslăviți împreună cu El. Spune Apostolul Pavel aici ceva foarte, foarte important și interesant în același timp. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Se vorbește foarte mult despre simțuri, da, la un moment dat. Se vorbește la un moment dat despre simțire și cred că am citit și versetul 28 din acest pasaj și spune cuvântul Domnului, fiecare dar să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Importantă și cercetarea noastră personală, dar este important și feedback-ul pe care îl primim din interior din partea Duhului Sfânt. Îmi dă voie partea mea interioară, ca să mă exprim așa, să întind mâna și să iau parte la această lucrare. Am eu o confirmare aceea lăuntrică că sunt într-o stare bună, sunt într-o stare în care pot să iau parte la această lucrare. Sunt eu omul acela care am înțeles această lucrare, am înțeles de ce există, de ce o vrea Dumnezeu în mijlocul nostru, de ce a instituit-o și primesc în același timp confirmarea să iau parte la această lucrare. Au fost momente în viața dumneavoastră în care nu ați vrut să luați parte? Dar de ce până la urmă?
Păi, la un moment dat am spus o vorbă mai aspră soției mele. Păi, la un moment dat, soțului meu i-am adresat niște cuvinte mai dure. N-am fost foarte drăguță cu el. Și lucrul acesta m-a apăsat. Poate la lucru. Nu ați dat dovadă de pocăință. Poate la un moment dat, în cursul săptămânii, ați pus mâna pe ceva la lucru, da? Și la un moment dat sau ați spus o minciună șefului ca să scăpați dintr-o situație. Și la un moment dat a venit sfârșit de săptămână cina Domnului. Și a zis, nepregătit. A fost acea stare interioară, acea stare în care nu v-ați socotit vretnici. De ce? Pentru că vreau să vă spun că această lucrare este legată și de moralitatea pe care noi o trăim sau o experimentăm pe pământul acesta. E rău să-ți dorești să fii un om moral sau să ții cont de sfatul ecleziastului care zice la un moment dat nu fii în cale afară de neprihănit. Da? Nu te da mai papă decât papa de la Roma. Da? Nu te da tu sfânt, nu fii tu sfânt. Cred că fiecare om ar trebui să cultive un soi de moralitate, dar nu s-o facă în sensul că știe că la sfârșitul săptămânii are de luat parte la această lucrare. Și atunci să mă pregătesc. Ar trebui să fie o pregătire continuă. Ar trebui să trăim moralitatea aceasta. Și când venim, să putem spune nu din cauză că am trăit moral, ci din cauză că Hristos merită să fie onorat și în felul acesta. Că e important să particip la această lucrare pe care Dumnezeu a lăsat-o în mijlocul nostru. Și dacă vreți, confirmarea aceasta interioară este legată și de viața mea, de trăirea mea. Și atunci va trebui să facem ceva și în direcția aceasta. Domnul să ne binecuvânteze. Chiar mă gândeam, zilele acestea am avut așa un fel de clinciuri, să zic așa, la lucru, destul de dure, aș zice eu, cu colegii mei, și am încercat să trăiesc pocăința, da? Am încercat la modul în care să nu răspund, să nu fiu violent în vorbire, să nu spun cuvinte grele de care să-mi pare rău și parcă lucrul acesta i-a determinat să fie și mai răutăcioși, și mai apăsători. Și am zis, Doamne, de ce se întâmplă toată chestia asta? Sau care ar fi atitudinea pe care ar trebui să o am? Îmi dau seama că cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu cât îți dorești să fii mai pocăit, cu atâta parcă lumea din exterior se înverșunează împotriva ta. Și atunci, orice tulburare din relațiile interumane, acum nu vorbesc doar de cele frățești, că sper că nu există, cât suntem, așa am, nu sentimentul, confirmarea aceasta până la urma urmei, că suntem legați, da? Și suntem, nu avem lovituri din acestea sau tensiuni sau croșeii din acestea pe care le mai dăm din când în când, așa. Ci pur și simplu este o relație între noi bazată pe sinceritate. Dar în momentul în care relația aceasta este alterată, da? La un nivel mai mare sau mai mare sau mai mic. Cel puțin în ceea ce mă privește pe mine, eu nu mă simt deloc confortabil. Da? Pur și simplu, atunci mă prăbușesc înaintea lui Dumnezeu și îi spun. Și astea, când îi spun cuvintele acestea, nu le spun așa ca un exercițiu retoric. Pur și simplu mă prăbușesc înaintea lui Dumnezeu și îi spun, Doamne, nu pot să merg înainte, din punct de vedere spiritual. Trebuie să repar relația cu frații mei, trebuie să repar relația cu oamenii cu care interacționez în fiecare zi. Nu pot să merg înainte. Adică eu nu sunt genul acela în care să-i plesnesc câteva cuvinte la unul, da? Să-i spun două, că merită să-i spun acele două cuvinte, da? Și apoi să-l enervez și să-l supăr și să merg înainte ca și cum nimic nu s-ar întâmpla. Nu pot să fac lucrul acesta. Așa-s construit, așa-s făcut. Țin minte că la un moment dat un frate de la noi, de la biserică, chiar atunci mă întorsesem la Domn, nu știu, aveam câteva luni, să zic așa, și lucram împreună cu el ca și tâmplar. Am lucrat și ca și tâmplar, că în România lucrez de toate până la urmă, nu că aș fi fost nu știu ce tâmplar, dar am avut câteva luni, am lucrat în domeniul acesta. Și la un moment dat, șeful nostru, eram împreună cu fratele acesta la lucru și șeful nostru ne întârzia cu plata, da? Banilor. Nu m-am agitat. Dumnezeu, mulțumesc Dumnezeu, parcă într-un mod minunat mi-a purtat de grijă. N-am fost niciodată înșelat cu banii sau nu știu ce. Și am stat foarte liniștit că omul acesta va plăti, nu va fi o problemă. Însă celălalt, da, de la care aveam așteptări enorme. Știți, când am venit prima dată în biserică, prima dată când am intrat într-o biserică pentecostală,
la Bârlad acolo și la un moment dat am văzut un cor de față de tinere, am îmbrăcați în alb, cu cămeși albe, cu pantaloni negri, toți foarte bine puși la punct, fața le strălucea. Știți că, na, așa că pocăiți, până la urma urmei, nu abuzăm, da? Nu abuzăm de nimic, trăim o viață destul de echilibrată și, într-adevăr, fața noastră sau fizicul nostru exprimă un fel de liniște, de pace, da? Și m-am uitat la ei, credeți-mă, am avut senzația aceasta că erau niște îngeri care tocmai coborâse din cer și cântau, cum așa lăudau pe Dumnezeu, niște voci frumoase, da? La fel aveam impresia și de toți oamenii aceștia care mă înconjurau din biserică, că sunt niște oameni deosebiți, niște oameni care, într-adevăr, sunt o relație puternică cu Dumnezeu. Totuși mi-a fost... mare mi-a fost dezamăgirea când am aflat că nu e așa, da? E titlul unui cărți care l-am mai adus în discuție. Toți oamenii sunt normali până ajungi să-i cunoști, da? Exact așa se chema cartea. Pe mine nu mă cunoașteți atât de bine, nici eu nu vă cunosc foarte bine pe dumneavoastră. Și poate că e un lucru bun ăsta. Soția mă cunoaște cel mai bine, da? Poate nici mama nu mă cunoaște cum mă cunoaște soția cu care trăiesc împreună și cu care împart tot felul de situații, da? Și am fost foarte dezamăgit când am văzut pe omul acesta cum reacționează la faptul că întârzia salariul. A trimis mesaje de amenințare. Vin, te bat, vin cu... Păi zic, de unde izvoresc lucrurile acestea? Știam că e pocăit, știam că cântă în față, că studiază cuvântul lui Dumnezeu, că trăiește o viață morală, că nu consumă alcool, că... Dar deodată cu violența asta și m-am supărat, m-am dezamăgit atât de tare în inima mea încât mi-a fost greu să mai interacționez cu omul acesta. Și ai fi zis, bă, dar nu mi-a făcut mie nimic. Pur și simplu dezamăgirea aceea a fost suficientă să mă întristez foarte tare. Și m-am rugat lui Dumnezeu și am stat și am mijlocit înaintea lui Dumnezeu și am spus, Doamne, repară situația aceasta la nivelul inimii. Ajută-mă să iubesc pe oamenii din jurul meu, că eu nu sunt mai bun decât ei. Am și eu situațiile mele, am și eu scăzămintele mele, am și eu căderile mele, da? Cu toții avem situațiile noastre. Dar vă rog, nu treceți peste relațiile interumane. Așa cum spunea și fratele Ionuț, e foarte important să iertăm. Ideea aceasta de iertare nu trebuie cerută. Iertarea nu trebuie cerută doar fraților. Știți că sunt nivele de a cere iertare. Mi-e ușor să cer iertare la nevastă. Poate ajuns să-mi fie ușor să-mi cer iertare față de copii. Câteodată când îți mai dur, fac lucrul acesta. Da? Ți-e ușor, nu atât de ușor poate, dar ți-e ușor să-ți ceri iertare față de frații tăi. Da. Cât de greu ți este să ceri iertare față de cei din lume. Cei care n-au nicio treabă cu Dumnezeu. Cei care te-ar bajocori dacă vii în felul acesta. Cei care te-ar considera ultimul om. Da? Ce greu ți-e să faci lucrul acesta. Dar parcă Biblia spune că nu poți trece peste acest lucru. Eu nu-ți spunem de unde ai citit din Luca de acolo. 17. Ai sărit peste două versete. Intenționat s-a sărit. Versetele 1 și 2. Iisus a zis ucenicilor săi, este cu neputință să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de aceea prin care vin. Ar fi mai de folos pentru el să îi se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncată în mare decât să facă pe unul din acești micuți să păcătuiască. Luați seama la voi înșivă, dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. E în context așezat lucrul acesta. Și spune în altă parte că în rugăciunea Tatăl nostru și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu știu dacă vă dați seama cât e de importantă iertarea. E un lucru peste care nu poți să treci, peste care n-ar trebui să poți să trec. Și Dumnezeu să ne ajute să cultivăm relațiile dintre noi. Să fim niște oameni, chiar dacă va trebui să plătim prețul uneori, prețul umilinței, prețul batjocurii, da? Am avut zilele acestea parte de, aproape de scene de violență, da? Din partea celorlalți, din partea lumii, să zic așa. Domnul să-mi dea putere mie, să vă dea putere și dumneavoastră, să iubiți pe toți oamenii. Știți că am ajuns într-un punct, ca și credincioși, ca și creștini, să răspundem cu aceeași monedă. Și câteodată și mie îmi vine, și pe mine mă ia furia, și pe mine mă iau nervii, și zic, mă, să-i zic câteva lucruri. Sau să
îl altoiesc sau să îi răspund cu aceeași, cu aceeași lucrare. Și probabil că uneori am dat curs la lucrurile acestea. Dar Domnul să ne dea înțelepciune. Mă rugam chiar aici, după ce a avut mesajul fratele Ionuț, Domnul să-l binecuvânteze, foarte bun mesaj, m-am rugat lui Dumnezeu și am spus: Doamne, dă-mi o inimă, ajută-mă să înlărgesc inima față de cei din jurul meu. Ajută-mă să am o inimă înțeleaptă, pentru că câteodată trebuie să răspund și cu înțelepciune. Câteodată poate, așa cum spune Biblia, răspunde nebunului după nebunia lui, în altă parte spune nu răspunde nebunului după nebunia lui. A trebuit să avem înțelepciune ca să știm cum să acționăm în anumite. Sunt anumite soluții, dar le primești din partea lui Dumnezeu prin înțelepciune, înțelepciune care vine de la El și înțelepciune care vine doar dacă o ceri. Domnul să ne ajute la aceasta. Haideți să luăm parte la această lucrare. Dar nu pentru că avem noi vreo vrednicie, ci pentru că toate aceste lucruri le primim prin har. Spune Biblia că inima este bine să fie hrănită cum? Să fie alimentată prin har sau cu har sau cu îndurarea aceasta a lui Dumnezeu sau cu iubirea aceasta a lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să la această lucrare, când vom lua parte, mă gândesc că vom face la sfârșit, va mai avea un mesaj și fratele Ion, Domnul să-l binecuvânteze și pe el, să ne ajute Dumnezeu să ținem cont de lucrurile acestea, măcar să-i spunem: Doamne, vrem să plecăm din locul acesta motivați să cultivăm relația noastră cu Tine, motivați să cultivăm relația noastră cu Tine, cercetând și mai mult cuvântul Tău, lasă-L să ajungă la noi, la inima noastră, să aducă acele transformări de care avem nevoie, transformări prin care să fim tot mai asemănători Ție. Și în același timp să înțelegem, și acesta e un punct foarte important din pasajul pe care tocmai l-am citit, erau disensiunile acestea, acelea care existau în Corint la vremea respectivă. Nu se înțelegeau între ei. Nu ajungeau la consens. Era judecată. Erau partide, spune cuvântul Domnului aici. Pur și simplu să ne ajute Dumnezeu să cultivăm și relațiile dintre noi, interumane, egal cu cine este, da? Și în felul acesta să participăm la această lucrare. Mă bucur tare mult că și în această dimineață chiar am simțit această părtășie. Poate că a început ea mai stângaci. Chiar mă gândeam, nu suntem profesioniști, da? Niciunul dintre noi, și n-ar trebui să avem atitudinea aceasta de judecată, poate, sau de descumpănire, pentru că nu suntem profesioniști. Ne adunăm la oaltă și dacă o cântăm, cântăm o cântare cu inimă sinceră, Dumnezeu o primește și se bucură de ea. Se bucură mai mult decât de orice profesionist cu inima goală și cu inima departe de el sau cu o viață trăită departe de el. Dumnezeu primește această lucrare și s-ar bucura dacă fiecare dintre noi am participat la această lucrare. Și într-adevăr vreau să accentuez și aspectul acesta. Există tristețe și în același timp și bucurie în această lucrare. Tristețe pentru că din cauza noastră, datorită păcatului nostru, trebuie să moară Fiul lui Dumnezeu, dar în același timp optimist și bucurie pentru că El a plătit prețul și noi suntem mântuiți și stăm înaintea Lui, lăudat să fie numele Lui. Amin.